No, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din Outlast. De data asta o să am un invitat aici. Eco a vrut să facă parte dintr-un episod. Am zis că primul episod în care apare numai 1000 de euro, după aia 500 de euro. Băi, eu sunt foarte fan chestii de-astea horror. Nu știu, eu mă uit foarte mult la filme horror, dar jocul ăsta îmi place mult. Și chiar dacă mă cac pe mine, vreau să-l văd, îmi pune. Vezi că ai puțină engleză pe la colțul guriei. Stai cu minte, frate, mi-o vorbim în român. Am rămas aici. Am rămas aici când o pleca vrăjitoarea, sau credem cel puțin că o pleca vrăjitoarea. Ai vocea ta, pula. Ce pula mea, da. Mă mai speria așa, mă. S-o salvat, deci urmează ceva oribil. Cine e aia? Da, da. Nu, nu știu. His name is Johnson! Bagă-te sub apă. Ce pula mea face ăla acolo? Da, aici, prunc? Stai, vorbește! E breu, tu! E baba! Nu, 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 nu-i vrăjitoarea, dar sunt nebun din ăștia prânsat în pula mea. Ce zice? Ce zice? Ce zice, mă? Dar nu mă mai sperie așa! Vreau să te sperie, pute de Dumnezeu, dar sunetele alea. Mă duc? Dar nu înțeleg ce zice. Păi nici mă blesuie. Da, asta dacă nu se rupea mu. Ce s-aude? Ce s-aude? În spate? Ce s-aude? Sper că nu e în spate. Genji, dau cu shurikenul de moare toți nemții. Trei bucăți, trei lovituri, tu puperecii. Atletica un calț, abia mi-a despic în patru, orice secundă dintr-una.